Salut, camarazi! Am făcut și eu așa o mică călătorie prin internetul românesc, pe Twitter, pe Facebook, pe Instagram, cam peste tot, să văd și eu ce se petrece pe planetă și în țara noastră. O să vă vorbesc astăzi despre aviatori și parașute pe internetul românesc. Trecând scurt în revistă celebrii distrugători, terminatori, care se numesc Sally, Andra Gogan, Antonio Pican, cine mai, Dorian Popa și alții, m-am uitat și pe alte meleaguri și am văzut că cam peste tot prostia predomină, toată lumea merge la prosteală, banul să iasă. Nu contează valoarea, nu contează nimic. Cu prosteala o să scoate bani. Pe net știți și voi că oricine se bagă în seamă, și proștii, și deștepții, și perverșii, și sincerii, alții sunt naivi, alții sunt dereglați, alții sunt psihopați, mai sunt și câțiva normali, deci e grădina lui Dumnezeu, e de toate, știți? Alții, cei mai mulți, sunt dependenți de net, știți? Adică internetul ăsta a devenit deja o boală, știți? E cum e alcoolul, tutunul și drogurile. Nu-și mai trăiesc viața lor normală, trăiesc cum le spune telefonul, știi? Sunt dependenți de telefon, de tablete, de PC-uri, știi? Hai să începem așa cu Vlăduța lui Pău. Vlăduța lui Pău prezint acolo și a niște o modă giveaway la 1000 de euro, bucata, eu știu ce-o fi, fustă, roche sau de pies. Așa. Bă, frate, în România foarte puțină lume câștigă 1000 de euro, știți? Adică 50 de milioane, știți? Așa. Să pui acolo, să faci reclamă la o piesă de fashion care costă 1000 de euro, când românii, în general, muncesc pe 4-500 de euro, mi se pare penibil și imoral, mi se pare mie. După aia, o știți și voi, pe Adelina Pestrițu, se bagă în seamă pe o pistă de atletism. Văd, Doamne, ea face sport, face nu știu ce. Ce să facă, că e o mână de om? Ea nu aleargă nici după tramvai, știți? Așa. Ce să facă ea pe pista de atletism, că dacă aleargă 100 de metri, cade jos, știți? Deci, oameni care fac reclamă la ceva sau mai era să pozează cu o greutate lângă ea. Păi ce să ridice ea? Ea ridică cel mult un polonic când face ciorba, dacă gătește. În rest, nu ridică nimica la cum arată, știți? Andreea Mantea, iarăși, știm. Andreea Mantea ne oferă tot timpul poze de pe destinații exotice, cât mai exotice, într-o, cum să zic, inconștiență și prostie care zic eu că e crasă, într-un moment când planeta are o groază de probleme cu clima, cu nu știu ce. Ea se duce și poluează cu vaporașe, cu avioane, cu ce vreți voi, planeta, știi? Oamenii ăștia se lasă prostiți de poze, de cărți poștale care arată o mare albastră liniștită și un iaht pe ea și de jur împrejur coasta plină de copaci. Nu e, paradisul nu e acolo. Paradisul e acolo unde trăiești, acolo omul sfințește locul, știi? Indiferent unde stai, dacă stai și într-o cocioabă, tu sfințești locul ăla, știți? Oamenii ăștia sunt complet inconștienți, băi, frate, băi. Andreea Bălan, la fel, și asta, tot pe destinații exotice, la Săpâlna sau la Lacul Ana nu se duce, știi că alea sunt în România. Ei sunt înnebuniți de tot ce e străin. Asta e boala noastră românească. Tot ce vedem de la alții, cădem în freză ca proștii. Băi, noi suntem centrul Universului,
Noi suntem limba primordială, civilizația primordială. Noi suntem înaintea la sumerieni aici, știți? Înaintea lor, știi? Aia nici nu existau și noi eram aici, știți? Și proștii se duc pe afară crezând că acolo e paradisul. Nu e, băi, paradisul e în România. După aia, celebra cântăreață Alina Eremia, botoxată în draci, slabă moartă, tot așa, destinații exotice, nu știu ce, e numai piele și oști. Acum câțiva ani arăta a femeie, acum arată a caricatură, s-a botoxat, a slăbit la moarte, știi? Deci, ce să zic, ne arată tot timpul, pozează tot timpul, în de pies, în sutien și chilos, parcă noi n-am mai văzut femei despuiate. Și sincer să fiu, are și un corp banal, ca și Mantea, ca și Andreea Bălan și multe, știți? Așa. Niște copii, iarăși, lui și Andrada Borcilă, nu știu ce cu ei, el are părul roșu, iar o gagică alături de el, tatuaje, tatuaje peste tot, știi? Bă, mi se pare un vax, știi? Un, ce să zic, un circ. Oamenii care se tatuează pentru mine n-au pic de caracter, n-au voință, n-au nimic. Sunt maimuțe care copiază pe alții ce au văzut ei la cinema, știi? Mira, iarăși, mi se pare că e cântăreață. Slabă, moartă, numai piele și os. Muzică de duzină, știi? Înțelegeți? Avem o groază de artiști în România. Cred că Nu cred că 10% de ei sunt adevărați artiști. După aia, celebru Măruță cu Andra, cântăreața. Băi, ăștia doi sunt nesuferiți, mai ales el, știi? Sunt penibili, merg în patrulabe. Ce mai? Pentru mine sunt doi oameni de nimic, n-aș vrea să am niciodată de-a face cu ei. Roberta Miclăuș, asta face reclamă cu bani mulți, cu manele, cu nu știu ce, cred că atâta o duce capul, știi, dar de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Cleopatra Stratan, care cu ani urmă era un copil minune. Și asta tot așa, slabă, moartă, muzică de doi bani, zdranga-dranga cu accent moldovenesc, știi? Ilinca Vandiș, care a îmbătrânit, a fi fost ea frumoasă, dar femeile frumoase îmbătrânesc urât, știți? Debitează tâmpenii, frumusețea i-a trecut, e o vânătoare de averi, egocentrică, vrea să fie iubită și respectată. Păi ca să iubești și să respecti o femeie, trebuie să aibă niște calități. Ea n-are nicio calitate. S-a dus după, cum îl cheamă, după Marica, până în Germania, că avea bani, după 2 luni s-au certat, s-o mai fi dus după 7-8, cum s-a dus și Gina Pistolia în șirat până a luat-o fraierul de Smiley, știi? Așa, deci vorbim ca să treacă timpul, să zic așa. Diana Matei la fel, știi? O băgătoare de seamă, văd doamne cântăreață, muzica de cacao, e fosta nevastă, mi se pare, a lui Niculescu, care a jucat la Dinamo, tot așa, o frumusețe trecută, care nu se mai uită nimeni la ea, să bâție pe acolo cu cracii goi pe la televizor ca să-și iau un ban grămadă. Daniela Gheorfi, iarăși, cântă la petrecerii, ambiguități sexuale cu femei acolo în timpul cântării, cântă pe scenă desculță, lasă pe oricine să-i vadă chiloții când cântă la marginea scenei, așezată cu fundul pe marginea scenei și când se scoală, bineînțeles, îi vede toată lumea chiloții, știi? Ăștia sunt cântăreții noștri, cu chiloții se face carieră, știi? După aia, avocatul Cuculis. Ăsta e înger păzitor al săracilor, vrăjeală, știi? Ăsta e, eu cred că n-a apărat niciodată pe cineva,
pro bono, adică fără bani, știi? E un barbier, e însurat și el tot cu o vedetă de asta de 2 bani după la televiziune sau ceva în modul ăsta și aleargă după țăran, știi că toată lumea au nevoie de țăran, toată lumea trage pe țărani, trag pe țărani. Celebra Teo Trandafir, știți? Bă, femeia asta nu mi-a plăcut niciodată, e penibilă, circ ieftin de 2 bani, se iubea cu Trafalet, parcă îl chema cameramanul ăla, acum nu știu cu cine se mai iubește, cu bursucul ăla care era pe lângă el. Bă, dar nu-mi place nici de frică n-aș lua pe femeia asta, știi? După aia Ana Maria Prodan, botoxată în drac și asta arată groaznic. E și egocentrică, zice că e foarte inteligentă și deșteaptă. Bă, eu de ăștia care se laudă singuri că sunt foarte inteligenți și deștepți, mă depărtez pentru că, în primul rând, ea nu e cetățean român, e cetățean, are pașaportul văcarilor, dar vine să mulgă bani în România, știi? Copiii ei nu studiază în România, studiază la New York, deci asta nu e româncă. Eu n-aș lăsa-o să profeseze în România ca manager. După aia sunt tot felul de specialiști pe internet, specialiști ăștia alimentari, ce să zic, declarați specialiști de ei înșiși, ci că grătarul e interzis, că e cancerigen. Băi, unii debitează aiurea. Am văzut și la ăla, cum îl cheamă, stai să-mi aduc aminte, care are emisiunea, avea pe la TVR, că văd, Doamne, că el mănâncă portocala întreagă și nu mai mănâncă orez, nu știu ce, mănâncă, poi portocala e criminală, că are vitamina C și îngroașă sângele, știi, deci ceea ce nu trebuie, știi? Așa. După aia, pe celebra penibilă Dana Budeanu. Asta, după cum vorbește, după gesturi și după cum arată, are ceva ordinar, ca și Madame Șoșoacă, ordinar, primitivă, are ceva de mahala, așa știi, de mahalaua Bucureștilor vechi, știi? Unsă cu toate alifiile, dacă nu mă înșală memoria, vindea și copii după lovitura de stat. Acum ne dă lecții de morală. Bă, mă lași, du-te, băi nene, și mai du-te la Mahala, mai lasă-ne, că cred că numai proștii să mai uită la asta, știi? După aia Cristina Spătar, altă vedetă de carton, s-a mutat la Râmnicu Vulcea, îi place nemai bob învenit. Băi, ăștia, anumite televiziuni, aia de la Cancan, de la Antena, de la Prod, trăiesc numai din circar de ăștia care țin pe lângă ei ca să nu le moară emisiunea, să-i păcălească pe fraia, să le bage reclamă în gușe și dependență, sclavul și stăpânul, știi, toți trag la aceeași foară, știi? După aia petrecere mare cu Vica Blohina, celebra balerină, asta rup gura târgului, știi? E o balerină desumflată, împreună cu Mara Bănică, știi, asta altă panoramă după părerea mea, și cu celebrul Mizil, știi, ăsta pune capac cireașa pător, știi, ăștia fac petreceri împreună, ăștia-i doare la bască de problemele planetei, de românii care dor pe stradă, de un egoism feroce. Ștefan Bănică, iarăși, ăsta e celebru. Ștefan Bănică e cunoscut că dacă îi cere un amărât pe stradă, bani nu-i dă, știți? Că e zgârcit, adică n-are ce mânca săracul, știi? Adică îl înțeleg. După aia, celebra Lore, știi? Și asta la fel. Zdranga, zdranga și debitează numai tâmpenii la cine vrea să o asculte, știi? Cred că toate artistele astea, toți artiștii și în special Cirilă, Tudor Cirilă, n-au un gram de creier în cap, știi? Adică au cap, dar le mai trebuie creier. După aia, celebra frumusețe care acum a cam trecut, Monica Bârlădeanu, vedeta lui Pește Fript, viață de lux,
bani, gârlă n-are timp de planetă, de probleme sociale, de război, de săraci. Ea e concentrată pe ea însuși, tot timpul, ca toate vedetele astea de carton, își caută amanți bogați ca să-i tapeze de bani, știi? Așa e metoda în show business. După aia nelipsita Bianca Drăgușanu, care stă pe în Dubai, dar vine în România să-și încarce traista cu lei și cu euro, știți? Așa. Deci, băi, ce să zic, toate televiziunile astea au nevoie de cai de bătaie, toate panoramele, toate parașutele au devenit vedete. De fapt, ei distrug România sistematic. Andy, așa asta, cântăreață, și asta trăiește într-un castel de filde, deci nu știe pe ce lume trăiește, ea e artista lupește, așa. Băi, sunt niște, așa, suma sumarum, cam toți sunt niște nulități, niște egoiști, mânați de bani, fără suflet reci, fără căldură umană în ei, știți, rebuturi sociale. Ce au făcut pe vremea comunismului, când mergeau în patru labe numai ca să nu moară de foame și să aibă vile, luxuri și mașini, Dacia, fac și acum. Artiștii României, începând de la A la Z, au mers în patru labe, au glorificat comunismul, acum glorifică capitalismul, toți sunt cu sacul la adunat parale și atunci și acum. Sunt oameni fără caracter, fără coloană vertebrală, care nu interesează România, nici românii. Păi ei interesează doar viața lor, să aibă bani mulți, să-și facă de cap, să-și pulbere bani mulți pe șampanie, pe icre negre și pe călătorii exotice pe planetă. Personal am un profund dispreț pentru oamenii ăștia care fac degeaba umbră a pământului. Vă aștept pe voi la comentarii ce o să ziceți. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!